o iarnă friguroasă, primăvara încearcă să-și facă loc și în suflete, nu numai în natură. De aceea, în această perioadă, Casa de Cultură a Sindicatelor își deschide porțile tuturor iubitorilor de cultură și nu numai. La acest sfârșit de săptămână, adulții și copiii sunt invitați să se bucure de spectacole dedicate lor. Sâmbătă 16 martie, de la ora 19, este programat spectacolul de stand-up comedy Râs cu Ionuț Rusu și Andrei Ciobanu and Rux. Duminică 17 martie, începând cu ora 10, copiii sunt cei care se vor bucura de mirajul poveștilor puse în scenă de regizorul Andrei Ciobanu. Aceștia sunt așteptați împreună cu părinții și bunicii la cele două reprezentații ale piesei O poveste descălcită, de la orele 10 și 12.30, sau de la ora 11 la povestea Călătoria lui Păcală în Regatul de Gheață. Ambele reprezentații vor avea loc în sala mică de spectacole a Casei de Cultură a Sindicatelor Roman. Așteptăm romașcanii începând cu sâmbătă, 16 martie, ora 19, la un spectacol de stand-up comedy intitulat Râs cu Rusu și Andrei and Rux. Este o comedie, așa, sunt tineri, hazli, haioși. Vă așteptăm cu mare drag, este cu bilet, da, este 24 de lei, 29, 34 sau 39, în funcție de locuri. Rugăm părinții să își lase copiii acasă, pentru că spectacolul este adresat în special celor peste 18 ani. Așa, dar îi rugăm totodată să aducă a doua zi, deci duminică, 17 martie, avem două spectacole adresate copiilor. La ora 11 avem Călătoria lui Păcală în Regatul de Gheață și la 12.30 spectacolul O poveste descălcită. Este o trupă de actori tineri din Iași. A avut succes foarte mare data trecută, că ei sunt a doua oară acum la noi. A avut salele pline și acum biletele deja s-au epuizat sunt la un spectacol. Nu, sunt actori. Spectacolele sunt interactive. Prețul unui bilet este de 10 lei pentru elevi, iar de 15 lei pentru părinți. Tot luna aceasta avem pe 31 martie un spectacol iarăși adresat pentru copii. Este o trupă din Galați. Așteptăm și cu această ocazie. Spectacolul este începând cu ora 11. Tot la fel, prețul unui bilet este de 10 lei pentru copii și 15 pentru adulți. Noi o să facem publicitate și pe Facebook. Așteptăm cu mare drag romașcanii să ne sprijine, ca de fiecare dată. Alte spectacole? Avem în plan în 3 aprilie un spectacol de data aceasta de teatru. Este comedia, se cheamă 5 acte de dragoste. Este în regia lui Muș Iasur. Este o lecție de teatru, practic. Distribuția este de excepție de data aceasta. Este Cristina Deleanu, care a mai fost la noi, și cu Eugen Cristea, Tomi Cristin, Jean Lemne, Luiza Cobari, Oana Drăghici și Daniel Nițoi. Prețul unui bilet este de 60 de lei, iar pentru elevi, studenți și pensionari avem reducere 2 pe bilet. Săptămâna viitoare, romașcanii sunt așteptați cu mic, cu mare, la spectacolul Iona de Marin Sorescu, care va avea loc marți 26 martie de la ora 17, iar pe 3 aprilie Teatrul de Comedie vă invită la spectacolul 5 acte de dragoste în regia lui Moșe Iasur. Relații și rezervări se pot obține la numărul de telefon 0755 300 535.